Emi, mă uitam la fratele Nicolae Moldoveanu, ce a zis la doamna de la Memorialul Durerii, 99, sau, nu știu exact când a fost chestia asta, poate mai târziu, dar ce are el o înregistrare de 99 la el acasă, cu soția și cu frați. Vreau să zic ceva, că zicea că le spunea la ăștia, la pocăiți, la creștini, că de Sputnik. Și îmi s-a întâmplat și mie o chestie când eram la Deva, clasa 10-11-a, cred că pe un Dostoievski, am luat un Dostoievski de la biblioteca de la Deva, știi? O carte de Dostoievski de aia mare. Acum nu știu exact ce am luat, m-am apucat să o citesc, nu, am citit-o. Și când am dat de sfârșit, la sfârșitul cărții, pe ultima pagină pe acolo, un bătrân sau nu știu cine măzgărise, cine știe când, prin anii 50-60 sau acolo, când a fost, zicea și el că, cum o zis frate, că a ajuns omul în spațiu și că nu o da de Dumnezeu, cea de genul ăsta, și că nu există Dumnezeu și știu, asta a scris tipul la sfârșitul cărții Dostoievski. Era acolo un scris tip. Bine. Oricum, am o idee să spun, care cred că îți va plăcea și ție. Deci, știi cum e? Modestia e un lucru mare, pare rară. Dar vreau să spun că filmele astea, Estera, la asta vreau să mă uit acum, Estera din 99, Ieremia din 98, și mai și alte asemenea filme, sunt la fel de plăcut să le vezi ca și ceva de Shakespeare, ca și mai citi ce o piesă de-a lui Shakespeare. Fiind scenarii biblice, știi? Asta zic. Biblia este atât de frumoasă și dacă ar îndrăzni creștinii, de cum era comisoara Magda, știi? Că ei tot timpul i-au plăcut filmele, teatru, trebuie astea. Dacă ar îndrăzni, nu ia, zic, ăștia care pe astăzi care sunt cu filme, cu chestii, să facă filme, ecranizări. Cum să zic, bine, s-a mai făcut Ruth, filmul Ruth din 60, dar să se facă în genul lui Estera, să zicem, sau Ieremia, ecranizări și diferite cărți. Deci ce cărți avem în Biblie? Ia să vedem. Și mai este un aspect. Ei ăștia care au făcut mai nou, au făcut de-astea pe versete, știi? Adică ori efectiv ori ecraniza versetele. Ceea ce nu, un film nu trebuie să fie textul biblic, știi? Un film trebuie să fie el însuși. În același timp să simbolizeze. Uite, content. The Book of the Old Testament. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, Samuel, Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Songs of Songs, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Și apoi avem New Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians, Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, Peter, John, Jude, Revelation. Mai este discutabil în legătură cu Coranul, dar acolo este un Duh Sfânt extrem, știi, în deșert, și asta este problematic, știi? Nu că nu ar fi. Mă gândesc eu până la urmă, dar nu știu dacă noi suntem noi pregătiți pentru așa ceva. Poate ar trebui să mai treacă 1000 de ani. Să ne aclimatizăm. Amin.